Iată că ne-am întors din nou la această discuție referitoare la dezvoltarea, la menținerea, la încurajarea sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor, având discuție cu domnul președinte al Asociației Păstorul Arad, domnul Cioranu, și de asemenea domnul președinte al Asociației Cap Negru de Telorman, domnul doctor Răduț Florin. Spunea ceva domnul Cioranu până în pauză că există anumite disfuncționalități și că ar trebui corectate. Vă rog. Deci, domnul președinte, nu-i normal să faci niște calcule după ce ai dat un verdict. Deci, aceste calcule, dacă sunt berbeci destui, dacă câți berbeci se elimină prin hotărârea, prin ordinul ăsta, dacă avem fermieri dispuși cu buzunarele pline de bani să poată cumpăra, toate condițiile astea trebuia făcute cum am vorbit mai înainte? Eu cred că o analiză a fost făcută pe primele trei puncte, așa cum le-ați indicat dumneavoastră, mai puțin partea aia cu bani în buzunar, că acolo nu cred că găsiți la ora actuală un fermier bogat după secetă, după condițiile astea de piață care le vedeți cum sunt, cu stocuri foarte mari și nu, cu inconvenientele care le avem cu toți. Eu v-aș contrazice un pic. Ia spuneți. De ce? Nu s-a calculat nici măcar pentru vârsta de 6 ani. Păi ANZ-ul normal spune că le-ați făcut calcul. Nu. În ordin spune așa. Raportul de 1 la 35 de femele îl face un berbec de 6 ani. Da? Maxim. Maxim 6 ani. Da. Dar tot acolo spune cu vârsta împlinită la data limită de punere cerere, adică 15 adică mai. Adică nu speculați acum că e de fapt un an. Nu. Okay. Deci, ce scrie în ordin? Corect. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mai aruncă un an jos la berbece. De ce? Berbecii de obicei... Păi nu, va arunca 2 ani. Unul care ziceți dumneavoastră și unul că era miel, nu putea păi să... Păi mielul nu montează. Nu, mă refer la strict 6 ani de când el s-a născut. Bun, ok. La ce mă refer? Ca să înțeleagă fermierii noștri. S-a spus berbec 6 ani la 15, cu vârsta împlinită la 15 mai. Ultima zi de depunere a cererii. Corect. Ce înseamnă asta? Berbecii în România, la mine la Țurcană mă refer, sunt născuți ianuarie, de pe la jumătatea lui ianuarie, februarie și martie. Miei care deja sunt fătați aprilie încolo, nici mieluțele nu se mai opresc pentru reproducție, nici masculii, domnul. De ce? Tindem ca fătările să fie cât mai în față, datorită faptului că piața cere mielul acum, nu pe călduri. Corect. În situația asta, când berbecul, hai să-i zicem, o dată limită 31 martie, să zicem, poate că mai trec și după 31 martie, împlinește 6 ani. Cât mai... timp are, domnul președinte, da, la 15 mai? Da. 6 ani și 45 de zile sau 30 de zile. Deci... L-ai oprit... Stop! A mai picat un an. Deci, eligibil. Pentru paritatea de 1 la 35 sunt berbeci născuți în 2018, nu 17. 17 și cu 6 ar face 23, anul nostru. Dar dacă ne ducem până în 15 mai, e trecut de 6 ani. Și de atunci el merge numai de 5 și 40 de zile. Exact, sau cade de la plată. Este exact ce deci discutam. Nici aici măcar nu s-a calculat efectul ce scriem pe hârtie. Domnul doctor, e adevărat ce spune domnul Cioranu? Cum a simțit dumneavoastră în urma discuțiilor purtate cu crescătorii? În urma discuțiilor purtate cu crescătorii au ieșit un pic, s-au cam agitat spiritele, au crezut că noi suntem vinovați, că noi nu i-am informat, dar noi nici nu aveam ce să informăm, că abia au publicat ordinul pe 28 februarie. Ați fost chemat la discuții? Am fost chemat la discuții, au venit fermieri, s-au plâns la noi că nu au mascul suficienți, s-au plâns că le-au cerut prețul foarte mare și că ei nu mai se înscriu la noi în asociație. Am avut tot felul de discuții și am zis, aveți răbdare, deocamdată nu dați drumul, nici nu vorbim să cumpărăm masculi, până nu vedem ce se întâmplă. Dacă domn ministru nu se gândește la noi să aplice, să mai zic eu, să mai... reanalizeze acest ordin pe care l-a dat și nici nu aș fi
să mă gândesc ca să ne dea, să rămână la 6 ani decât să ne dea o derogare pentru 2 ani, din punctul meu de vedere. Că... Eu cred că se va gândi, nu? După cum îl știu, domnul ministru a fost întotdeauna alături de sector, nu cred că, numai că situația evident trebuie expusă și ceea ce facem noi aici, cred că e o analiză destul de pertinentă, ceea ce spunea și domnul Cioranu, ce a spus și domnul președinte, da? Deci noi nu suntem, adică nici noi nu suntem de rea credință să zică că au mai fost masculi care au montat la 10 ani, la 11 ani, au existat. Nu a fost limită până acum la vârstă. Dar dacă eu zic și ca medic veterinar și ca crescător de animale, un mascul la 8 ani, eu cred că este capabil și spermatozoizii. Nu are, sunt spermatozoizi viabil. Nu să, dacă sunt îngrijiți. Dacă e un mascul și nu îl îngrijești și la a doua montă, nu o să fie capabil să monteze. Noi, dar la 8 ani și femelele cum le ținem la subvenție până la maxim 8 ani. Nu văd nici masculii să, deci să ne țină pentru paritate, 1 la 35, că nu le un SCZ, că nu ia fermierul SCZ-ul ăsta pe masculul, să rămână tot la 6 ani, că nu ne deranjează. Care cere SCZ-ul pe mascul, poate să rămână, dar să obligi un fermier să zici că nu face paritate, nu este regulă. Situații în care crescătorul de animale să țină un berbec care nu-și face treaba. N-ar exista, nu cred, care că există selecția asta, selecția pe care cea mai bună și-o face el în fermă. Adică, e clar, a văzut că nu e ceea ce trebuie, nu? Domnul Cioranu, există așa ceva? Deci asta de când ne știm noi, de la tata, de la bunicu, am învățat, băi, nu întreba nimeni ce berbeci bagă la montă și ce fac cu ei, dar era clar, trebuie înlocuit sângele în efectivul din fermă, fără discuție, și berbecul îl urmăream în perioada de montă pe toți. Și îl vedeam, ăla-i mai moale, ăla nu sare pe oi, ăla nu-și face treaba automat. Dar v-aș întreba eu altceva pe dumneavoastră. Oare pe cine ar fi mai direct interesat dacă oaia fermierului fată sau nu fată? Păi, Ministerul Agriculturii? Nu, că ANZ-ul? Logica este următoarea. Cel care are afacere. Cel care are afacere, pentru că dumneavoastră țineți o afacere falimentară? Nu, că n-aveți cum. Mâine plecați acasă. Familie neîntreținută, dumneavoastră cu găuri la bancă. Deci nu cred că ar fi cineva dispus să țină de dragul de a ține. Și eu mi-aduc aminte în discuțiile pe care le-am purtat inclusiv cu crescătorii de ovine din Telorman, spuneau în felul următor: domne, eu îmi fac propriile teste, zice, eu am zice, mă uit foarte atent, mulg berbecul să văd dacă el are spermatozoi vizabil. Zice, îl chem pe domnul doctor, zice, domnul doctor, m-am chemat, ați văzut, pentru că el este interesat să-i meargă afacerea, asta e ideea. Nu rezistam în piață, domnul președinte, de sute de ani, dacă nu eram cu ochii pe producție. Ne plac coarne frumoase la ele, lăsături pe frunte, mari, frumoase, am ridicat standardul rasei în realitate, nu pe hârtie, pe hârtie încă n-am putut să ridicăm până acum. Dar, nu se poate ca cineva să fie mai direct interesat ca mine, ca fermier, ce se întâmplă cu producția mea. E logic asta. Și eu repet, dau perfectă dreptate situației care s-a întâmplat de un an, de doi, și am venit cu informații. Am luat măsuri, domnul președinte, la ce mă refer? Ne-a semnalizat APIA, atenție, un berbec a făcut paritatea pe 35 de oi la Cioranu și pe 35 de oi la Răduț. Bună. Domnul președinte, bună întrebare. Pe registru aveți cuvântul meu, de 2 ani am un filtru în care n-am așteptat să mă dirigeze nimeni, că nu-mi convine ce mie. Ce înseamnă filtruați? Un program? Aveți un program? Avem un program electronic care este o bază electronică, bază de date, fără discuție, în care am introdus un filtru, eliberând adeverințele numai din program, din programul electronic, când programul i-ai dat să elibereze o adeverință, Și dai numărul cu număr de crotalii, cu tot. Da. Când a venit și mi-a eliberat cererea lui Cioranu, când a venit Răduț cu aceeași crotalie, da, programul a zis, această crotalie face obiectul
la Cioranu. Și nu e bine pe acest filtru sau cum îi spuneți dumneavoastră să existe și programul ANZ-ului, să întâmple aceeași treabă. Eu m-aș bucura foarte mult. Dar nu există? Și atunci, există, comparându-le, nu? Eu cred că ANZ-ul nu are așa ceva. Păi nu cereți lor, nu le cereți lor adeverințele? Problema, noi nu putem să le cerem. Nu le cereți adeverințele, indicații? Nu, domne, noi, cum? Nu, noi eliberăm adeverințele de tipul A. Așa. Și ANZ-ul prin OJZ-urile locale, adeverințele de tipul B. Corect, și atunci au și ei un dar sistem. Probleme au fost la tipul B și asta aici, e. Nu au filtru. Nu au filtru. Dar sistemul au. Păi, altfel cum eliberează de au și vizualizare în sistemul nostru, atenție. Da, adică vă controlează. Fără discuție. Dar, repet... Știți că eu vă pun întrebările ironic ca să pot să vă să scot cât mai mult de la dumneavoastră ceea ce este corect. Dar mă bucur că de-aia am venit aici ca fermierii să înțeleagă cum stau lucrurile. Și nu numai. Reale, nu filozofate, nu îmbrobodite. Deci, în ordinul de ministru, dacă se întâmplă treaba asta, în ordinul de ministru, o obligație a fermierului este... să mențină berbecul în retenție până la data sfârșitului retenției la femelă. Adică deci e specificat în ordinul de ministru? Fac. Da. Este specificat da. Lucrul acesta? Da. Da. Bun. Bun. Ce se întâmplă? Nu a făcut mare lucru. De ce? Fermierul, dacă ordinul de ministru a vrut să excludă această paritate la doi fermieri, a unui berbec. Adică să nu existe și la unul și la altul da. Același berbec. Da. Adică să avem noi înregistrați trei berbeci, dar de fapt să fie unul care să plimbă la trei fermieri. Da. Eu zic așa, trebuia stabilită dată limită, ultima zi de depunere a adeverinței. Ok. Asta 1 iulie. Deci asta e propunerea dumneavoastră pentru modificarea ordinului. Așa am propus noi, da. Ok. Nu pentru modificare, că noi am propus înainte de a ieși ordinul. Și de ce n-a... Nu știm. Nu s-a luat în calcul, trebuie să fie nu o știm. Explicație. Da. Logica lucrurilor. Până când are interes Cioranu și cu doctorul Răduț să schimbă un berbec? Până când a depus cererea? Da. După aceea, lasă frate berbecii să circule singuri, că de acolo încolo circulă pentru montă. Nu mai circulă pentru paritate, subvenții. Nu mai circulă pentru subvenții, spune pentru bani, că de fapt asta nu. E pentru atunci bani. Atunci berbecii se pot schimba și dacă cineva... Eu am văzut un berbec mai frumos la domnul doctor Răduț. De ce să nu mă duc să-l cumpăr eu? Că îi dau de trei ori prețul. Nu mai sunt nevoit să-l dau. Îl dau eu că mă interesează să fac ceva mai bun la mine. Ok. Domnul doctor. Aici cu ANZ-ul ar putea... Deci ANZ-ul să... Deci noi, asociațiile... Dăm adeverința acele SCZ-uri la astea de tip A. Auziți asta tehnic, cum spuneți autoritatea, agenția, pentru că nu înțelege lumea, ANZ-ul, ANT, deci vă dați seama, e deci, autoritatea în zootehnie. Națională de zootehnie. Deci da? Asociațiile care suntem președinți și sunt conduse de noi, dăm adeverințe de tip A la crescători. Acestea... Ce înseamnă de tip A? Explicați-le că noi între noi știm, dar trebuie să înțeleagă și cel care se uită la noi. Astea de tip A înseamnă să fii înscris în cartea de rasă, în registrul da. Genealogic și când s-au negociat, a zis așa, ei SCZ-ul, sprijin cuplat zootehnic, la cei care sunt înscriși în registrul genealogic și mai există și B, care ia SCZ-ul, să nu... Deci acești pe tipul B... Nu fac decât montă cu berbeci din cartea de rasă, cu certificat de origine. Care le eliberează autoritatea în domeniu. E singura obligație pe care au avut-o. Dar problemele mari, să știți că nu au existat aici la astea de tip A, la adeverințe tip A cu mutatul masculilor. Tot la astea cu tip B care le-a dat ANZ-ul, poate nu și-au dat seama până s-au gândit, dar dacă ar exista și la ei un filtru, că ei ne au în baza de date să știe exact pe ce masculin i-am dat noi adeverințe și dânsii, la fel ca și noi, ar putea să dea exact. Și dacă fermierul a făcut-o cu intenție, poate să-l sancționeze, poate să dea către APIA și poate să-l excludă de la plată, dacă se dorește cu adevărat să fie un lucru corect. Noi nu suntem de rea credință să ne dăm la o parte și cu chestia asta. Noi ținem și tot ne gândim la domn ministru dacă s-ar putea să gândească către fermieri ăștia mai mici. Păi am înțeles că mâine aveți o discuție la minister cu
cei responsabili din sector, cu dânsul, domnul Cioranu, nu? Deci sindicatul fermierilor patrioți, în care noi suntem membri, ne-a informat că mâine va fi o întâlnire la Ministerul Agriculturii. Pe subiectul acesta. Pe subiectul acesta și altele, dar mă rog, de, cu prioritate acest subiect. Acum, eu o să particip. Fiind membru în sindicat, acolo, obligatoriu, să mergeți. O să particip să vedem cum stau lucrurile. Nu, ideea este la toate întâlnirile trebuie să fiți prezenți, pentru că, sigur, la o întâlnire de genul acesta, că îți place sau nu îți place, este bine să participi, de acolo pleci cu o informație, de acolo poți să modifici o anumită stare de fapt a lucrurilor, pentru că este important. Dialogul este mai important decât monologul, asta e clar. Fără discuție. Deci, domnul președinte... Avem genetică sau nu? Avem, mai înainte spuneam. Standardul rasei la Țurcan este undeva la 45 de kilograme la femele. Domnul președinte, haide să mergem, nu peste tot, pentru că nu toată lumea a început selecția animalelor de acum 15-20 de ani. Dar în fermele în care au înaintat în selecție, se vede animal de 60-70 de kilograme, țurcană, 80 de kilograme, dar vorbim de o medie, nu vorbim de vârfuri. Am înțeles. Deci, domnul Rădus, la dumneavoastră se vede genetica sau la noi, mai puțin? Oaia noastră, oaia cam negru de Telorman, este cea mai mare oaie din țară, de la noi, rasa noastră. Are... Nu trebuie spune ca dimensiune, că să nu înțeleagă, zice. Ca dimensiune, domnul Cioranu, nu ne comparăm cu efectivele de țurcană. Așa. Avem 60 ceva de mii la cartea de rasă, în registru genealogic. Oaia noastră este o oaie foarte masivă, are 80 de kilograme, masculul 100, depășește 100 de kilograme, mielul la fătare 6-7 kilograme media, dar există și de 8 kilograme. Sunt oi masive, sunt cel de mai... De aceea ați simțit că s-a îmbunătățit genetica prin acțiunile pe care le întreprindeți dumneavoastră prin intermediul asociației, la cărțile de ras. Simțiți că se întâmplă ceva bun în sector? Dumneavoastră știți foarte bine județul. Sunt oameni care au ambiție să nu fie dedicați altul ca el. Sunt dedicați pe treaba mândri aceasta. Așa, da. Da. Și urmăresc. Pe ce credeți? Absolut. Că la Arad nu sunt la fel? Sunt peste tot. În toată România. Și asta e bine, pentru că există această competiție. Întrebarea mea, domnul președinte, este: vrem fermieri crescători de ovine în continuare? Haideți să nu le forțăm mâna. Dacă când le dai un ajutor pentru... Mândria exportului a fost pe ovine, este drept că am exportat materii prime unde nu sunt de acord, vă spun jumătate de inimă, zicem da, că n-ai alternative, dar jumătate spun nu, pentru că am exportat întotdeauna genetică de calitate foarte bună, am exportat subvenții, deci nu sunt pentru exportul materiilor prime, dar este drept ceea ce spuneți dumneavoastră, până acum noi am avut excedent pe ceea ce a însemnat sectorul ovin. Dacă celelalte sectori au fost porcul în cădere, pasărea în cădere, bovinele, deci cred că aici trebuie să fim foarte atenți cu sectorul ăsta, să nu-l ducem pe aceeași pantă descendentă, știți? Deci dacă tradiția, părerea mea, că numai tradiția în România a ținut așa ca cu dinții de acest sector, și dacă pe ăsta îl mai avem, că toată lumea spune, domnule, a rămas oaia, oierii totuși rezistă în România. Noi n-am cerut lunea de pe cer. Dar nici nu vrem să asistăm la situații din astea bătute în cuie din birou. Domnul președinte, ne doare sufletul. Am chinuit până a ajunge aici. Nu-i posibil. Și ați atins subiectul cel mai important, piața. Domnul președinte, am fost în 2015 în Iordania, când aveam limba albastră în România. Trei boală, spus limba albastră. Erați, nu oamenii, deci erați acolo animale. Când am plecat o delegație amărât, da, așa, da, 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 da. Către cat. Nu, îndoit, așa. Și culmea, să ajungi într-o țară arabă și să-ți spună reprezentanții lor de acolo la masa dialogului, dom'le, relația între Iordania și România este vitală pe exportul de ovine. Da, domnul Cioranu, pentru că exportul de ovine, și trebuie să spunem că oaia românească a fost o oaie
și este oaie de calitate. Deci este oaie care o apreciază peninsula arabă, în general, nu numai, dar în special la ei. Este foarte apreciat. Nu același lucru, pot să spun că ar interesa pe cei care, dumneavoastră ați dat exemplu mai devreme, în piața vestică, care vor carne mai multă, mai puțină grăsime. Dar este drept, am văzut niște exemplare extraordinare la dânsii în asociație, am văzut inclusiv carcase unde vă mărturisesc subțire, deci partea de grăsime foarte subțire, carne perselată, carne care merita oriunde să o duci la export, ceea ce înseamnă că avem produse de calitate. Domnul președinte, am întrebat acea delegație când ne-a spus că este vitală și noi am zis simplu, de ce este vitală? Și ne-au spus din două motive. Noi am zis, care-s alea? Unu, economic, din portul Constanța și până în Acaba la ei, face 5 zile, 6 zile vaporul. Deci, timp scurt, cheltuială puțină. Doi, calitatea cărnii din România, după oaia noastră iordaniană, este pe primul loc pe glob. După Awasi. Awasi, da. Deci, domnul președinte, să te duci la acel cumpărător, care cumpărător ar trebui, domne, să vezi că o fi, să-ți laude marfa acolo la el acasă. Păi, domne, trebuie să fie realist. Unde mai găsiți dumneavoastră în Europa 200 de plante în flora spontană, ca în România? Deci ai 4,2 milioane hectare de pășune naturală, deci virgină. Cum să nu fie apreciată? Adică ar fi fost nonsens să spună, domne, nu ne place carnea dumneavoastră. E o carne extraordinară. Dar puteau să o spună. N-au spus-o, domn președinte. Vă dau alt exemplu. Am avut cumpărători din Emiratele Arabe. Au fost aici și noi am fost la ei. Okay. În schimb de experiență. Domn președinte, să-ți spună, ne-au arătat oaia australiană la ei în complex acolo și am zis, da, parcă nu are. Zice, da, calitatea cărnii din România este gold. Tot acolo ne-au spus-o, nu vrei în România. Vrei să vă spun ce ne-au zis ei tot așa într-o delegație oficială în România? Fost am fost în județul Brașov și am pus așa, am comandat, zic, domne, ia carne de oaie adusă din import din țările pe care le-ați menționat și carnea românească. Știți ce au spus cetățenii de etnie arabă? Au spus așa, domnule, asta e carnea care o mâncăm de zi cu zi, dar asta de aici, zice, nu știu de unde, dar asta este de 3 ori mai bună. Aia era carnea românească. Deci, ceea ce ei au recunoscut și au fost sinceri, a spus, asta o mâncăm de zi cu zi, dar asta e de 3 ori mai bună. Deci, ceea ce înseamnă că produsele românești sunt de o calitate extraordinară și, din păcate, nu ne îndreptăm către ele, pentru că iată, n-avem la nivel național acea apetență spre oaie, spre carnea de oaie, spre brânza de oaie și preferăm animale cu o perioadă scurtă de vegetație când oaia are o carne sănătoasă, de calitate, foarte bună și știți foarte bine, nu mai discutăm de laptele de capră, nu mai discutăm de lucrurile esențiale. Bun, și atunci vorbim numai de bine. De ce să punem piedici acestui sector? Eu zic așa, eu zic că în discuțiile pe care le veți avea cu domnul ministru, eu nu mă îndoiesc că este extrem de atent, că va lua măsurile cele mai potrivite astfel încât sectorul să meargă înainte, pentru că este un sector, așa cum spunea și dumneavoastră, dinamic, un sector care interesează mai mult pe crescătorul de animale să funcționeze corect decât acel sector care înseamnă doar valoarea adăugată. Aici vorbim de genetică, aici vorbim de peisagistică, de locurile de muncă, de menținerea muntelui românesc, pentru că este important și un tânăr odată plecat de acolo greu se întoarce și cred că astea sunt avantaje pe care acest sector de care vorbiți dumneavoastră, este important să se mențină, să mențină durabil, viabil, așa cum tot auzim de zi cu zi. Și încă un lucru, biodiversitatea este dată de aceste animale din zona montană. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră, încurajez din nou consumatorii români să se orienteze și spre carnea de oaie și spre produsele lactate, să îmbrace cu hainele de lână, pentru că avem produse de o valoare extraordinară și mai avem un lucru. Cred că este important
să menținem locurile de muncă, este important să ne ținem copiii acasă și este important să ne menținem genetica și tradiția noastră. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o seară bună!